Lansarea publicației Contrapunct din Orăștie, Almanahul Oamenilor de la Noi 2014, a avut loc aseară în noua sală de evenimente a Teatrului de Artă din Deva. Printre invitații de seamă la evenimentul găzduit de Teatrul de Artă și Biblioteca Județeană Ovid Densușanu, s-au numărat Preasfințitul Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, președintele Consiliului Județean Hunedoara Mircea Ioan Moloț și jurnalistul Cornel Nistorescu. Până acum au putut și intelectualii, și cântăreții, și artiștii, și cetățenii care voiau să dezbată, puteau să zică, domnule, de-am avea și noi un loc în care să ne exprimăm. E, acum este locul, în toată splendoarea sa, în toată ținuta sa arhitecturală, un aer, un design foarte frumos. E, asta nu mai poate face Moloț de acum înainte, să-l umple de spirit. Pentru că nu este treaba unui singur om sau a primarului. Este treaba întregii comunități. Autorii almanahului, publiciștii Dan Orghici și Petru Romoșan, au declarat că proiectul este unul dedicat valorilor Orăștiei și împrejurimilor acestei zone, reprezentative pentru istoria poporului român. De ce oameni? Pentru că ne-am dat seama că punând doar scrieri una după alta și înșirând oameni și date, nu vom ieși niciodată la un context general. Avem în acea zonă și ca în toată țara, avem oameni de valoare. Oameni de valoare care trebuie să redevină adevăratele etaloane, pentru că avem niște etaloane strâmbe. Atâta timp cât fotbalistul este cel mai bun etalon pentru tânăra generație, am o problemă. Eu, omul de cultură, am o problemă. Și ne-am zis că trebuie să repunem etalonul la locul lui. Grație acestei inițiative avem astăzi ocazia de a face cunoștință cu un extraordinar de interesant, dens și bine elaborat almanah, care vine să continue prestigioasa presă orăștiană de la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, presă care a stat de la început în slujba idealurilor naționale ale românilor ardeleni. Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Ioan Moloț și jurnalistul Cornel Nistorescu, oamenii legați de zona Orăștiei, au fost incluși în paginile publicației Contrapunct. Prima dată când mi s-a spus că se face acest almanac și că eu o să fiu, să am acolo un interviu la care, dacă sunt de acord, să răspund la câteva întrebări, am spus cu mare plăcere. M-am speriat, în schimb, când am văzut ce nume de oameni sunt acolo. Într-o vreme care treba rămăsese numai cu cetatea, Orăștia avea deja edituri, avea ziare, avea tipografii, parnițe. Știu că a fost totdeauna o competiție între Deva și Orăștia, inclusiv la handball și la fotbal. Orăștia are și ea de recuperat istoria ei. Să știți că acest Romoșan s-a adăugat la acest almanah într-un demers, care nu înțeleg de ce nu le explică mai pădărete, că în discuțiile noastre ne e clar. Noi încercăm să relansăm identitatea acestui loc. Anuarul Contrapunct din Orăștie a fost primit cu căldură, cu bucurie și cu speranța că va avea o viață lungă și va aduce în fața cititorilor texte incitante de actualitate care să le stârnească de fiecare dată interesul.